Astăzi de dimineață, pompierii Constanțeni au fost solicitați să intervină la o explozie urmată de un incendiu apărută de la o butelie în anexa unei case din Topraisar. La fața locului au fost direcționate două echipaje ale ISU Dobrogea cu mașini de stingere și unul smurt. Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța au găsit în locuința mistuită de flăcări o victimă carbonizată de sex masculin în vârstă de 86 de ani. Potrivit unor surse din cadrul anchetatorilor, bărbatul locuia singur în anexă și ar fi spus familiei de dimineață că va da foc locuinței. La fața locului a fost găsită o persoană carbonizată de sex masculin și o femeie rudă cu bărbatul care se afla în stare de șoc. Aceasta a fost preluată de echipajul smurd pentru a-i se acorda primul ajutor, a transmis Isu Constanța. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili exact împrejurările în care a avut loc deflagrația.